O inițiativă care tinde să devină tradițională s-a desfășurat la Centrul Cultural Pitești. Aici a avut loc o nouă ediție a proiectului cultural educativ sub genericul Viața merge înainte, susținut de poeta Simona Vasilescu. Aceasta l-a avut ca invitat pe arheologul și istoricul Valentin Tircă. Dezbaterea s-a desfășurat marți 17 aprilie, începând cu ora 16 în sala Simpozion din cadrul Centrului Cultural Pitești. Originar din județul Brașov, localitatea Bran, Valentin Târcă are o serie de studii și cercetări privind civilizațiile care au locuit în zona Daciei, în speță agatârșii, strămoșii dacilor. Se referă la proiectul cultural pe care l-am început acum 2 luni și care se intitulează Viața merge înainte. Subiectul de astăzi este legat de cunoașterea istoriei ancestrale a țării noastre. Sunt aici ca să continui un demers care l-am început din anul 2009. Da? Vrem să ne rescriem istoria națională în parametri reali, pe baza unor dovezi științifice, arheologice, chimice, matematice, fizice, și sunt aici ca să prezint oamenilor niște dovezi care poate să-i ridice din marazmul ăsta mistico-religios.